Bun găsit tuturor la filmarea finală, pasul ultim, pasul numărul 7, dinaintea webinarului maestrilor de deschidere al anului intitulat Marea Conjuncție a Sufletelor, webinar care are loc pe 23 ianuarie la ora 11 dimineața, ora României. Au fost patru pași premergători. Intenția, scopul acestor pași era conștientizarea celor șapte poli energetici cunoscuți și sub numele de chakra sau chakra. Eu folosesc o funcție adiacentă acestor chakre, cea de pol energetic. Prin urmare, în filmările mele am folosit acest termen. Astăzi suntem la pasul final, pasul numărul 7. Polul coroanei se numește, poziționat în vârful capului, în centrul capului. Atunci când acest pol energetic este blocat sau încărcat cu reziduri energetice, există tendința să te simți izolat. Persoana poate avea atacuri de anxietate, are dificultăți în a învăța, în a se concentra, este cinică, este incoerentă, are dificultăți în a se exprima și de regulă sunt acele persoane complet critice pe care nimeni și nimic nu le mulțumește. Dacă te afli la polul opus, dacă persoana se află la polul opus, adică o hiperactivitate a polului coroanei, al polului numărul 7, atunci persoana tinde să trăiască în propria ei minte și în propriile fantezii și în propria sa realitate. Are reacții bruște atunci când aude zgomote sau ceva iese din rutina obișnuită, sare, tresare, dar devine obositor acest comportament. E în regulă să te sperii odată când auzi un zgomot neobișnuit de două, de trei ori, dar dacă este un comportament tipic, repetitiv, atunci te poți duce cu gândul la o hiperactivitate a polului numărul 7. Apoi există starea de confuzie și un misticism religios de-a dreptul obsesiv. Persoanele care au mania ritualurilor, persoanele care sunt obsedate de tot felul de superstiții și orice e o superstiție. Nu faia, nu faia, nu sta acolo, nu faia, stai așa, nu păși, nu trece, nu. Atunci există o hiperactivitate a acestui centru. Și, bineînțeles, un comportament obtus. Nu acceptă sub nicio formă o altă părere. Este doar calea lor, spiritualitatea lor, abordarea lor a relației cu divinitatea și cu lumea nevăzută. Ce se întâmplă când există acest hiperactivitate sau dimpotrivă blocaj? Bineînțeles că întreg sistemul chakrelor sau întreg sistemul polilor energetici se simte afectat, deoarece polul energetic al coroanei controlează, guvernează toți ceilalți șase poli energetici. Și atunci dacă există un dezechilibru de orice natură, și cei șase poli au de suferit. În această filmare nu vorbesc despre curățare, vindecare. Există o obsesie adevărată a lumii vestice, a lumii occidentale de a găsi soluții la aceste chakre și la acești poli energetici. Nu îmi propun în aceste filmări vindecare, ci îmi propun să conștientizezi prezența lor și să te debarasezi atât cât poți de energiile reziduale din acești poli energetici. Iată de ce exercițiul final înaintea webinarului pe care ți-l propun astăzi este acela de a te așeza comod,
pe canapea sau pe un fotoliu. Și să-ți imaginezi cum din creștetul capului se deschide, efectiv se deschide ca o pâlnie, ca un con de culoare albă. Și pe măsură ce culoarea albă te cuprinde din cap până în picioare, trecând prin fiecare organ și trecând prin fiecare membru, da? Membrele superioare, membrele inferioare, mâini, picioare, te simți cuprins de o stare de liniște, de pace. Și vreau să te duci în amintirea ta din această întrupare, bineînțeles, în care ai trăit cea mai mare bucurie și ești recunoscător pentru acea experiență. Poate ai fost ajutat de cineva, poate ai avut tu o realizare deosebită, poate viața ți-a făcut o surpriză extraordinară și te simți recunoscător pentru acel moment. Întoarce-te în acea amintire, întoarce-te la acea stare, bucură-te de ea cât de mult poți. Bucură-te, mulțumește, manifestă gratitudine. Și apoi când simți că te-ai echilibrat și că totul este sub control și că e o stare de liniște și de pace și chiar ritmul respirației este puțin mai încetinit, pentru că atunci când ești în stare de relaxare continuă, e firesc ca ritmul respirației să scadă. În acel moment închizi lumina albă și te reîntorci în starea de conștiință, în starea de activitate, ești plină de sau plin de energie și mai ales de pace. Și ai trecut și prin polul numărul 7, înaintea webinarului. Astă seară se închid înscrierile sau se finalizează înscrierile la ora 20, ora României, deci am rămas o oră până fac montajul, cred că se închide și ora, se face 20. Și acum a venit momentul să-ți povestesc despre cauza umanitară a acestui webinar. După cum bine știm, dacă particip la webinariile mele, fiecare webinar are în acțiune inclus și o donație care se face către o persoană aflată în nevoie. Data trecută, datorită participării tale la webinar, Mirela a primit un cărucior cu care acum se poate deplasa, iar de această dată, tema umanitară acestui webinar a fost sugerată de către Mirela Retegan, mămica Zurli, căreia îi mulțumesc pentru recomandarea pe care mi-a făcut-o. Este vorba despre Ionuț, un copil care ar fi fost ca toți copiii, dacă... Stau să mă gândesc dacă poți numi medic o astfel de persoană. Dacă persoana care era în noaptea în care s-a născut ar fi fost medic și și-ar fi făcut treaba. Dar pentru că acea persoană care am înțeles că încă practică medicina și ginecologia precădere, a ales să doarmă și să nu se ocupe de mama lui Ionuț. Ionuț a avut neșansa să aibă niște probleme la naștere și să se nască cu probleme cerebrale. Am vorbit cu mama lui Ionuț, cred că 2 ore la telefon. Mi-a povestit istoria din care nu am rămas decât cu 2 amintiri. Una mi s-a părut foarte impresionantă prin agresivitatea prin care a trecut această femeie. Ca să înțelegi, mama lui Ionuț este o femeie responsabilă, a fost monitorizată pe întreaga perioadă a sarcinii, copilul, fătul era în regulă, nu prezenta nicio problemă, dar
pentru că nu s-au dat atențiile cuvenite medicului, acea doctoriță a ales să o ignore în timpul nașterii și a fost lăsată în travaliu 2 zile. Apoi, când medicul a realizat eroarea medicală pe care o a făcut-o, a băgat-o de urgență în sala de nașteri și mama, fiind extrem de obosită din tot acel travaliu, a luat o cană de apă și a aruncat-o pe ea și replica a fost: împinge vaco pentru că ți-o mori copilul. Deci asta mă face să mă simt bine că am plecat din România. Și apoi Ionuț a fost declarat mort la naștere și mama lui Ionuț a primit vestea când acea creatură, pentru că om nu poate fi și jignim regnul animal dacă o comparăm cu vreun animal, a deschis ușa salonului și a spus: felicitări, copilul tău a murit, dar din fericire ești tânără și lasă că mai faci și alții. Ei bine, Ionuț a fost declarat mort mai multe ore, dar s-a încăpățânat să trăiască și în acest moment este un băiețel foarte simpatic, iar părinții lui, tatăl e taximetrist, mama se ocupă de Ionuț non-stop și au asumat sarcina de a încerca tot ce se poate încerca, astfel încât Ionuț să facă progrese. Și grație conștientizării prin mass media și contribuției oamenilor, sponsorizărilor, Ionuț realmente a făcut progres. Ce facem noi aici, cei care participați la webinar? Din banii strânși în cadrul webinarului se achită călătoria lui Ionuț la delfinariul Oscar din Ucraina, unde va face 10 ședințe de terapie cu delfini. Am fost și eu mirată când am auzit de această opțiune și mama lui Ionuț mi-a povestit că Ionuț a mai fost în trecut la acest delfinariu și după prima ședință de terapie cu delfinii, veți vedea filmări, după prima ședință a renunțat la Pampers, avea 7 ani atunci. Practic, ce se întâmplă? Copiii sau persoanele cu dizabilități intră în bazinul unde se află delfini, 4 delfini. Iar acești delfini, instinctiv, bineînțeles, susținuți de trainerilor, dar instinctiv se apropie de partea corpului unde persoana are afecțiunea și își pun botul pe zona afectată. Veți vedea în filmare, voi vedeți pe ecran filmarea. Este inexplicabil. Deci oamenii de știință pot găsi multe variante de coincidență, miracol, dar noi știm că delfinii au niște capacități extraordinare de vindecători. Și Ionuț, datorită participării tale la acest webinar de pe 23 ianuarie, va merge în Ucraina din nou ca să-și continue terapia. În plus, voi achita personal 3 ședințe de terapie hiperbară și invit pe cei care doresc să o ajute pe mama lui Ionuț mai să o susțină în terapie. Vă spun și ce ar mai fi nevoie.
deoarece apa din bazin este rece, delfinul nu poate nota la o temperatură peste 21-22 de grade. Ionuț are nevoie, mai are nevoie, de un costum de neopren, astfel încât să nu înghețe complet în apa bazinului. Ilenuca, mama lui Ionuț, am întrebat-o, bun, și cât costă? A zis, nu este scump, un astfel de costum nu costă mai mult de 20-30 de euro, maxim 50 de euro. Dar nu se găsește în România, nu l-a găsit. Poate n-a știut unde să caute, dar la magazinele cu specific sportiv nu a reușit să găsească. Deci ar mai fi nevoie de astfel de costum. Eu nu am cum să-l trimit din Islanda, pentru că aici în Islanda noi nu avem costume de acest gen. Copiii islandezi pernoată în apa Oceanului Arctic, fără probleme. Dacă apa are 5-6 grade, ei se aruncă în apă și nu poartă astfel de costume. Nu am găsit, am încercat să caut. Nu există aici. Deci, dacă există cineva care aude acest mesaj, puteți să mai ajutați achitând ședințe de terapie hiperbară și puteți să contactați pe mama lui Ionuț la numărul afișat pe ecran. Așa încât îți mulțumesc că participi la acest webinar. Voi încerca să iau legătura în deschiderea webinarului cu mama lui Ionuț. Îi mulțumesc Mirelei Retegan că mi-a prezentat acest caz. Și Doamne ajută să fie bine! Ionuț, veți vedea, filmările este adorabil. Și noi ne vedem în webinar pe 23 ianuarie. Dacă nu poți participa live în webinar, nu este nicio problemă, pentru că vei primi în decurs de maxim 7 zile lucrătoare, ca toți participanții, linkul spre vizionarea webinarului. Deci dacă nu poți participa. Dacă participi, în noaptea aceasta, începând din această noapte, de pe 20 ianuarie, se trimite e-mail-ul cu datele de acces în camera de webinar. Ce te rog? Dacă primești acest e-mail, pentru că primesc numai cei care s-au înscris la webinar, au trimis dovada plății și au completat formularul acela, știți că eu am insistat, completați formularul pentru că acolo se creează un folder și primești linkurile de acces. Dacă nu ajunge acest link de acces, dacă ai făcut toți pașii și nu a ajuns până joi la prânz, te rog să-mi scrii și ți se va trimite încă o dată linkul. Insist, te rog să verifici și căsuța spam și căsuța trash, mai ales dacă ai căsuță de e-mail de Yahoo, pentru că uneori Yahoo direcționează e-mailurile din Gmail către spam și trash. Așa încât verifică și spam-ul și căsuța de gunoi pentru a nu fi cumva linkurile noastre trimise acolo. Și să ne vedem cu bine, va fi un webinar superb, superb. Vreau să vă spun, vă voi povesti ce s-a întâmplat și ce sincronicități s-au produs extraordinar și cum am reușit ieri noapte să am acces absolut întâmplător la o profeție care a fost trimisă la ONU în 1987 despre timpurile pe care le trăim acum. Vă voi povesti în webinar, pentru că e fabulos. Webinarul oficial va avea o oră jumătate. După cum știți, participanții la webinar, la webinarele mele, niciodată nu se stă o oră jumătate. Vreau să vă rog să vă luați timpul necesar. Și mâine seară va veni o filmare cu informații despre ce să pregătești concret în timpul webinarului. Ce să ai pregătit în webinar. Și să ne vedem cu bine. Abia aștept, sunt multe lucruri de spus aici. E un webinar care va tudui, ca de altfel toate, întotdeauna spun, asta este deosebit.
Dar toate sunt foarte interesante și să ne vedem cu bine, te îmbrățișez și îți mulțumesc că îl trimiți prin participarea ta la acest webinar pe Ionuț la terapie. Ники, а он сейчас не реагирует, видишь?